Bine ai venit! Astăzi îți prezint o tehnică de ordonare a informațiilor pe baza quintetului, prin care reușești să scrii diferite texte despre personaje din opere narrative sau dramatice. Urmărește acest videoclip pentru a afla ce este gvintetul și cum se poate adapta structura fixă a acestuia pentru prezentarea unui personaj. Quintetul este un text din cinci versuri în care este descris un obiect, o persoană sau un fenomen și sunt prezentate idei, emoții, acțiuni și fapte referitoare la un anumit subiect. Îți poți pune întrebarea de ce să folosești quintetul în activitatea de învățare. Fintetul este un tip de text în crearea căruia aplici cunoștințe gramaticale, îți dezvoltă capacitatea de sinteză și îți antrenează creativitatea. De aceea este recomandat să îl folosești în activitatea de învățare la toate disciplinele. Structura fixă a quintetului îți ordonează ideile deoarece în primul vers alegi un substantiv care este titlul sugestiv pentru subiectul ales. Versul al doilea este alcătuit din două adjective care exprimă însușiri relevante. Versul al treilea cuprinde trei verbe care se referă la acțiuni specifice obiectului, persoanei sau fenomenului descris. Se recomandă folosirea verbelor la indicativ prezent sau la forma nepersonală de gerunziu. În versul al patrulea se prezintă o trăsătură esențială a subiectului abordat printr-o propoziție formată din patru cuvinte care pot constitui și o comparație. Sinteza despre subiectul tratat este exprimată în versul al cincilea printr-un cuvânt care surprinde esența sau chiar printr-o metaforă. Observi așadar că, prin crearea unui quintet, îți exersezi în mod creativ capacitatea de a folosi părțile de vorbire și figurile de stil. Quintetul poate fi folosit ca o modalitate de realizare a fișei personajului. Îți prezint o structură a quintetului cu tipuri de informații care pot fi selectate dintr-un text referitoare la personaj. Substantivul din versul întâi ar putea fi numele sau ipostaza personajului. Cele două adjective ar putea exprima trăsăturile fizice sau morale. Acțiunile și faptele pot fi notate prin cele trei verbe, iar atitudinile, comportamentul și relația cu alte personaje pot fi numite printr-o comparație sau o sintagmă din patru cuvinte. Ultimul vers un cuvânt sau o metaforă ar putea face referire la valoarea morală definitorie pentru personaj. Am ales o secvență de text din cartea Chemarea străbunilor de Jack London. Dar Buck nu era nici câine de casă, nici de curte. Întregul regat îi aparținea. Sărea în piscina când voia, se ducea la vânătoare cu fiii judecătorului, le escorta pe Molly și pe Ellis, fetele judecătorului, în întunericul serii sau în zorii zilei. În nopțile de iarnă zăcea la picioarele judecătorului, lângă focul ce ardea cu zgomot în căminul din bibliotecă. Îi căra în spate pe nepoții judecătorului sau îi dădea de-a rostogolul prin iarbă și avea grijă să nu pățească nimic rău pe la fântână, grajduri sau prin alte locuri. Printre terieri, el pășa cu măreție. Pe Tuț și pe Izabel nici nu-i băga în seamă. Era rege. Stăpânea peste tot ce mișca, se târa sau zbura din ținutul judecătorului Miller, inclusiv peste oameni. Timp de patru ani trăise ca un aristocrat, se născuse cu o anumită mândrie. Chiar era puțin egoist ca un boier de la țară, din cauza singurătății în care viețuia de atâția ani. Nu devenise însă un câine răsfățat, se ferise de așa ceva. Vânătoarea și deliciile deplasării prin vastele întinderi de pădure și de câmpie îl făcuseră să nu se îngrașe și îi întăriseră mușchii. Acestea sunt trei exemple de fișe cuvintet ale personajului Bac, realizate pe baza fragmentului de text. Numele și ipostaza personajului sunt ilustrate în versul întâi. Bac, stăpânul, prietenul. Trăsăturile fizice și morale sunt consemnate în versul al doilea. Sănătos, jucăuș, puternic, singuratic, mândru, respectat. Principalele fapte ale personajului sunt enumerate prin verbele. Sărind, înotând, explorând, apărând, bălăcindu-se, escortând, aleargă, stăpânește, se joacă. În versul al patrulea sunt surprinse atitudinile și comportamentul personajului. Ca un boier de la țară, stăpânește peste întregul ținut, se comportă ca un rege. Versul final cuprinde valorile reprezentate de personaj: demnitate, loialitate, pe baza unei lecturi atente și a fișelor quintet, personajul este mai bine înțeles, astfel este destul de simplu să redactezi compuneri în care să caracterizezi personajul sau să îl asociezi cu un personaj asemănător din alt text. Îți ofer chiar și un exemplu de caracterizare a personajului BAC, valorificând informații din cele trei fișe quintet și din secvența de text. Pentru a asocia personajul Bac cu un personaj asemănător din alt text, am ales un fragment din povestirea Caștanca de Anton Pavlovici Cehov, în care este vorba despre o cățelușă care își pierde stăpânul în aglomerația de pe străzi. Fișa quinteta personajului Caștanca evidențiază, prin asemănare cu personajul Bac, cât de puternică este legătura dintre câine și stăpân. Deși caștanca nu trăiește precum bac pe o proprietate protejată și este nevoită să se adapteze la diferite tipuri de oameni pe care ea îi numește stăpâni și clienți, totuși se simte îngrozită și disperată fără stăpânul ei. Poți asculta fragmentul de text extras din povestirea Caștanca de Anton Pavlovici Cehov în lectura audio prin accesarea adreselor de pe ecran. Sper că te-ai convins de utilitatea quintetului ca modalitate de învățare, prin care îți dezvolți capacitatea de a rezuma un text, de a sintetiza idei, de a reflecta la ce ai citit și de a te exprima într-un mod creativ.